Deci, e o tehnică. Despre asta e vorba. Tu fă-te că mă baci și mă fac că te arestez. Ei vor să joace în țară, în țară vrem ostași. De aceea nu-i găsiți. De aceea nu-i găsiți. Dar asta mare președinte, oameni. O clipă. Da, da, asta e un lucru foarte important. Vreau să spun și eu lucrul ăsta. Ar fi de dorit ca dumneavoastră ziariștii care aveți metode de investigație mult mai bune decât mulți de pe lume să aflați unde se află dânsii acum. Jurnalistic vorbind, e atât de interesant să vezi ce face el, vorbesc de dânsul, pardon, și de domnul Boc sau, mă rog, vizații, în acest timp în care oamenii ăștia se zbat, se chinuie, plâng, se bat pe străzi, ce fac ei? Beau un whisky și se culcă, joacă table, sunt la schi, ce fac ei în timp, în secunda asta? Ca să înțelegem realitatea. Și poate n-ar fi rău să afle și publicul ăsta unde se află în clipa asta. Poate la Predeal, undeva într-o vilă. Ar fi important să știi oamenii de la Brașov unde se află dânsul. Imaginea pe care le vedeți, doar o secundă, imaginea pe care le vedeți în momentul de față sunt de pe o cameră mobilă. Acesta este motivul pentru care imaginea se pierde uneori. Dar sunt imagini interesante. E locul în care se duce acea bătălie între protestatarii violenți, cei pe care i-am numit suporteri ultra și suporterii echipelor de fotbal și jandarmi. Această imagine va reveni imediat. Din nefericire, pare că această manifestare din această seară că am fost confiscată de băieții ăștia cu glugă. Istoria se repetă. Așa a fost și pe 21 decembrie 89. În piața universității se învăța, deja au învățat oamenii, a durat o lună și ceva, nu știu. Și învățaseră să-i detecteze și să-i izoleze singuri. Pentru că așa se procedează. Ca să compromiți un grup de tipul ăsta, îți bagi oamenii tăi acolo ca să facă tot felul de porcării. Repetiz. Aș vrea să întreb pe cei care au fost acolo la manifestare aseară, dumneavoastră, ați văzut astfel de persoane? Erau în grup compact? Era limpede diferența dintre oamenii care veniseră să protesteze pașnic și cei care veniseră să facă scandal? Din câte mi-aduc aminte, în jurul jandarmilor când m-au luat, erau și personaje în civil, sub hainele cărora se auzeau stații. Era ora 10:10 și mi-au luat și m-au băgat în mașină, era un jandarm în stânga, unul în dreapta, eu eram la mijloc și mi-au dat cu coatele și în timpul ăla când a întrebat în față că pot să dau la sub șefului ce era în față și a spus pot să-mi dau casca jos și că da, dă-ți casca jos. Și în timpul când și-a dat casca jos, s-am întrebat, zic, da, telefonul, ce mi l-ați luat? Că m-a sunat cineva să mă întrebe unde ești, care mă așteaptă pe acolo, care va intra în direct. L-a zis, dar de ce l-ați luat că n-a făcut nimica? Și mi-a dat cu casca în cap și mi-a zis, dă-și telefonul. Mi-a luat telefonul de mână și m-a dus la secția 4 și la secția 4 m-a dus la secția 5. Doar o secundă. Aș vrea să rog pe colegii mei să ne ofere mai multe informații, să aud niște sunete ce indică faptul că se trage, probabil, sper că se trage cu petarde, cu gaze lacrimogene. Bătălia de la Unirii s-a intensificat. Aș vrea însă să păstrăm ambele planuri. Ce se întâmplă la Unirii? Aceste violențe sunt important de urmărit, dar aș vrea să vedem și ce se întâmplă la piața universității. Poate că ar fi interesant să stăm de vorbă cu studenții. Sunt curios dacă în piață se mai scandează, dacă oamenii s-au mai liniștit. Ce direcție capătă protestul? Se mută tot în zona violenței? E anarhie organizată. În mod evident, perfect organizată în cele mai mici detalii. Și o să iasă, probabil, Doamne ferește să fiu eu de data asta profet, și o să iasă și o să invoce articolul 53 din Constituție sau cât e, să instituie starea de necesitate sau de urgență. Care nici Ceaușescu n-a îndrăznit asta. Domnul Stănculescu, vă dau o veste proastă, stare mai mult pe o decât ăla. Așa este, da. Nu, ar trebui stare de asediu, că e toată țara. E proastă, dar nu-i nouă vestea. E țară NATO, e țară membra Uniunii Europene. Da, Bogdan. Nu poți să faci asta, n-a făcut Grecia legea marțială, nu? Și acolo au murit și oameni. S-au bătut luni întregi să bată. Și tu crezi că suntem departe să moară oameni? Acum nu înțeleg de ce și probabil că domnul Igaș trebuie să-și prezinte demisia. Cerem acest lucru. De unde? De unde este dânsul? Nu știm de unde este. El e responsabil de ceva? Nu. Vreau să spun următorul lucru. Numai tânesul este responsabil. Dacă sunt ultrașii,
Ei sunt bine cunoscuți de poliție și de forțele de ordine și de jandarmi. Deci ei sunt lăsați să ajungă acolo. În mod evident. Dovada elocventă la universitate n-au putut, deci, Unirii au ocupat-o. În acest moment sunt serios. Foarte, foarte mulți la Unirii. Foarte mulți. Și jandarmii sunt puțini, sunt singuri. Da, care nu apăresc deloc un huligan, da? Pe copiii ăștia i-au luat, i-au băgat în dubă. Pe ultrași. Și pe mine. Păi asta spun. Deci e ceva aici care chiar nu e regulă. S-ar putea să fie mai mulți decât ultra și galerie. Sau? Nu cred că să... Nu mai dați pe ei, domnule. Nu mai dați pe ăștia de pe fotbal, da, că e penibil, da, iertați-mă. Orice om care lucrează în sistemul ăsta cu grade are oamenii lui din lumea asta ușor tulbure pe care îi manevrează când vrea. Petre Nechita are informații de ultimă oră. Te rog, Petre. Undeva în dreptul spitalului Colțea suntem prinși chiar între cordonul de jandarmi și cordonul de protestatari. De altfel, e foarte greu să vorbesc pentru că s-au lansat foarte multe gaze lacrimogene aici. Aerul nu prea poate fi respirat. Protestatarii au ridicat o baricadă, au rupt acele bucăți de cer care separau sensurile de mers între Universitate și Unirii și au blocat drumul. Au creat o baricadă pentru a împiedica pe jandarmi să pătrundă. În acest moment între cele două tabere, e o distanță aproximativ de 200-300 de metri, jandarmii s-au postat undeva aproape de Universitate, iar protestatarii sunt la câteva sute de metri de ei. S-au lansat până acum foarte multe pietre, proiectile dintr-o parte în alta. În același timp, jandarmii au răspuns cu grenade și cu gaze lacrimogene. Noi vă spuneam că suntem prinși în acest moment chiar între jandarmi și protestatari. Se pare că protestatarii nu sunt foarte mulțumiți de faptul că suntem aici în mijlocul lor. Încercăm să stăm de vorbă cu ei, să le explicăm că nu avem nimic cu ei. De altfel, operatorul Antenei 3 Dragostean a fost bruscat de către o parte dintre protestatari. În acest moment apele parcă s-au mai liniștit. Jandarmii sunt postați undeva aproape de Universitate. Vă spuneau că au lansat în direcția protestatarilor cantități uriașe de gaze lacrimogene. De asta mi-e foarte greu să vorbesc pentru că aerul este irrespirabil în această zonă. Petre, o întrebare am. Aceștia care bruschează și care l-au bruscat pe colegul nostru sunt ultra și sunt suporterii de fotbal? Nu, în momentul ăsta, sincer, n-am înțeles foarte bine întrebarea. Întrebarea este, cei care l-au bruscat pe colegul nostru sunt suporterii echipelor de fotbal? Cel mai probabil da, de acești oameni. Important e că acum situația pare că s-a mai calmat. Jandarmii vă spunem că sunt undeva în zona Universității și să sperăm că incidente nu vom mai avea parte de incidente. Simona Boțog are din nou informații de ultimă oră. Te ascultăm, Simona. Pietre și sticle spre jandarmi, cumva protestatarii au luat rândurile chise în dreapta spre jandarmi, care au făcut un cordon și încearcă să blocheze intrarea spre piața Universității. Iată cumva dintre protestatarii aruncă din nou cu pietre înspre cordonele de jandarmi. Jandarmii încearcă să le dea la o parte pentru că este din nou un teren foarte periculos, să cad pietre din toate direcțiile și încercăm să le dăm la o parte. Protestatarii reacționează violent, se pare că se apropie de jandarmi, se folosesc gaze lacrimogene. Aerul devine din nou insuportabil, nu se poate respira aici. Oamenii care erau pe trotuare se îndreaptă spre piața Universității și protestatarii nu renunță. Văd că încearcă în continuare să ajungă la cordonul de jandarmi, se folosesc din nou lacrimogene. Încearcă să se apropie și vin acum în număr din ce în ce mai mare dinspre piața Unirii, înspre piața Universității. Nu se lasă intimidația, deși cordonul de jandarmi este în mijlocul străzii. Iată, se apropie foarte repede de cordonul de jandarmi, care încearcă să rețină piață. Sunt foarte mulți protestatari și ajutăm acum la noi cordonul de jandarmi. Acestea,
Avem imagini, Simona, cu privire la despre ceea ce tu ne spui. Sunt imagini în care protestatarii văd că folosesc inclusiv pubele de gunoi pentru a se apropia, pentru a le folosi drept scut în lupta cu jandarmii. Este un lucru cert ce trebuie spus în această seară și comentat. Acestea sunt imaginile. Există o serie întreagă de provocatori ce sigur că sunt sub acest titlu generic de suporteri, de ultra și al echipelor de fotbal, ce sunt cu totul și cu totul altceva decât ceea ce am văzut în piața universității. Să mai vorbim de ultra sau anumiți membri huligani ai echipelor suporte galeriilor de fotbal. E mult mai mult. Să scurg oameni din cartiere, sunt probabil tineri fără șanse, crescuți pe stradă, în da? Sensul în care nu au avut nicio perspectivă. Și la bătaie. Hai să fim serios, dar ce eu nebunesc când aud asta cu suporteri echipelor de fotbal. Umblă cu un badge da, și scrie suporteri Steaua, suporteri Dinamo. Nu, dar hai să fim serioși. Bun, și eu sunt suporter dinamovist. Asta înseamnă, mă face... Care ar fi partea negativă? Mă face periculos sau... Cei de la Dinamo nu s-ar bătă, ar ieși la bătaie cu jandarmi. Nu, dar regimul ăsta reușește să facă o diversiune atât de mare. Nu, regimul ăsta ar fi primul care ar împăca galeriile de la Steaua, de la Dinamo și de la Rapid. Dar chiar așa de cretini suntem? Păi să bat pe unde să apucă în București și brusc să unesc împotriva jandarmilor și a regimului bătrân. Imaginile astea, cel puțin din punct de vedere strict vizual, seamănă cu ce am văzut la Londra. Da, exact. Este o prăbușire în violență. Și aia erau suporterii lui Chelsea și ai lui Arsenal. Vizual așa pare. Acum, sigur, eu n-am cum să identific toți prietenii aia care atacă în acest moment. Se poate folosi cineva de această realitate pentru a invoca starea de necesitate, starea de urgență și să intervină în forță împotriva oricărui fel de protest, domnule? În niciun caz nu se poate face așa ceva. Este o treabă a jandarmeriei, a poliției, pe care trebuie să o rezolve. Ai un protest pașnic, cu cap și coadă, cetățenesc în piața universității și în 20 de mari orașe din această țară și ai, în acest moment, o răzmeriță. Răzmeriță care n-are nicio legătură cu acel protest. Singura legătură sunt jandarmii care sunt și în piața universității și în piața Unirii și acolo e treaba poliției. Nu, care nu prea mai sunt în piața Unirii. Nu, dacă nu vă supărați, dar mie mi se pare că jandarmii stârnesc prin atitudinea lor. Fiindcă eu sunt... În piața universității, că văd că piața Unirii nu prea... Eu sunt revoluționar, adevărat, cu acte. Am fost închis la Jilava în 21 decembrie, 89. Dar la și am fost acolo, aici, tot aici, la Intercontinental. Mie nu-mi place să zic piața universității, că din punct de vedere istoric, piața universității era la statui, acolo unde defila în fața regelui. Cine defila? Așa. Ori... Deci, ceea ce s-a întâmplat, ceea ce se întâmplă aici, nu s-a întâmplat în decembrie 89, în 21 decembrie. Deci nu există. Atunci stăteam față în față cu slașii, fără să ne atacăm unii pe alții. Deci nu există niciun precedent în Uniunea Europeană unde au avut loc asemenea manifestări și pe scară foarte largă, cum a fost Londra, așa, unde s-a declarat starea de necesitate. De asta, nici nu cred că poate... Nu că nu cred, sunt sigur că nu poate fi vorba despre așa ceva. Oricum, subiect de propagandă... Simona, poți avea informații noi? Te rog, Simona. Se pare că protestatarii au reușit să incendieze un magazin, nu dau seama foarte bine ce arde. Și acum au loc altercații violente între jandarmii care au intrat în rândul protestatarilor. Iată, colegul meu vă arată acum unul dintre copiile puteți de protestatarii, iar celălalt a fost simță, nu a luat cu magazinul, însă a fost incendiat un spațiu verde și a fost sediu noi. Acum protestatarii au dat pierd cu jandarmii, câteva pierzi au căzut chiar în apropierea noastră, iată una a aterizat chiar în piciorul meu. Să aruncă în continuare pietre aici din toate direcțiile și protestatarii nu par să renunțe. Deci sunt foarte, foarte mulți jandarmi care încearcă să rețină pietre și folosesc gaze lacrimogene. Situația pare scăpată de sub control aici, aruncă cu pietre din toate direcțiile, atât de pe stradă cât și din blocurile din apropiere. Se pare că protestatarii au reușit să intre în blocuri și aruncă cu pietre de la înălțime. Da, mergem în scurtă vreme
la Florentina Ilie pentru a vedea cealaltă dimensiune a protestului. Cert este că în zona Pieții Unirii este manifestația violentă și vreau să arunc o întrebare în dezbaterea noastră pentru această seară și pentru meditația dumneavoastră. Nu cumva telespectatorii, românii, oamenii care priveau la televizor sau de aproape aceste manifestații începuseră să simpatizeze cu ceea ce se întâmpla în Piața Unirii și trebuia să se întâmple ceva pentru a întoarce la 180 de grade sentimentele celor care priveau în sensul de a dezaproba ce se întâmplă acolo?